Bună ziua, sunt Costel Oprea, gazda Noua TV. Astăzi încercăm să abordăm un subiect deosebit, diferit de ceea ce există în lumea noastră de zi cu zi a mass mediei. Și, din păcate, este foarte important. Spun că, din păcate, pentru că în perioada următoare, în rescrierea ordinii mondiale, o să joace, se pare, un rol important. Despre ce este vorba? Este vorba despre Iran. Cine a fost, ce este și ce poate deveni Iran? A fost ținut în cușcă atâția ani și se pare că Rusia l-a eliberat și vrea să îl transforme într-un fel de câine de atac, aș putea numi. Pentru a vorba subiect, l-avem din nou invitat un prieten al nostru, este vorba de domnul Cornel Ivanciuc, jurnalist de investigații. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Dumneavoastră mi-ați insuflat, inspirat acest subiect, mai ales că am înțeles că dumneavoastră ați călătorit foarte mult în zona respectivă și în același timp, în discuțiile trecute, ne-am dat seama că în această ecuație de geopolitică, cel puțin la Orientul Mijlociu, nu se poate să ocolim subiectul Iran. Ce este și ce va deveni Iran? Iranul deține un potențial al viitorului fantastic. În toate plasamentele și împărțirile puterii lumii și a actorilor importanți care sunt influenți și vor fi influenți în viitor, Iranul este pe primele 10 poziții. Eu nu pot să-l plasez pe locurile 8-9, dar pe 10 pot să-l plasez din tot ce știu eu despre această lume. Hai să spunem că ar fi 15 locuri. În aceste 15 locuri vreau să vă spun că regăsim Turcia, Polonia, mă refer la viitor, Indonezia, Brazilia, Africa de Sud, Arabia Saudită, Coreea de Sud, dar regăsim în oricare dintre aceste jocuri Iranul. Deci Iranul va fi o țară de care va depinde toată omenirea, nu numai pentru securitatea regională a Orientului Mijlociu, pentru relația particulară pe care o dezvoltă BRICS cu aceste state emergente, care au făcut un fel de horă puternică, care și el va avea, acest BRICS va avea un rol și o voce foarte puternică în viitor, dar în particular, Iranul va ține de toate evoluțiile Uniunii Europene, ale spațiului mediteranean și ale spațiului Levantului, pentru că Iranul s-a tras în coace și a influențat și a proiectat puterea de foarte multă vreme face în Levant, pândind de fapt Israelul de la nord, prin Liban și Siria. De ce pândește Israelul? Pentru că, din nefericire pentru această țară, cu un potențial ieșit din comun și cu inteligență nativă, în primul rând, și cultivată și cu elite deosebite, din păcate, după Revoluția Islamică din 1979, Israelul a fost poziționat ca inamic numărul 1. Deci nu există atât o politică antisemită, nici nu putem vorbi de antisemitism, cât antisionistă. Ce este antisionismul? Care trebuie opus antisemitismului și trebuie definit foarte clar. Antisionismul este o nerecunoaștere a Israelului ca stat. În politica sau în doctrinele antisioniste, pentru că și sunt țări arabe care au această doctrină, Israelul este considerat un stat care a uzurpat puterea. Deci și-a atribuit putere și un teritoriu care nu-i aparține. Asta spune o parte din sirieni, o parte din iordanieni, o parte din arabii saudiți, o parte din irachieni. De regulă cei radicalizați politic și islamic oarecum radicalizați, dar în primul rând o definește și o spune răspicat Iranul. Iranul consideră că Ierusalimul este al lumii musulmane. De aceea, în iconografia oficială, te vei îngrozi când vei vedea pe zidurile unităților militare ale gardienilor Revoluției imagini cu templul stâncii din Ierusalim, eliberat de armata iraniană, de fapt de armata gardienilor. Pentru că în Iran sunt două armate, sunt două puteri. Iranul este un stat dual, este exemplul cel mai curios de formă statală din câte există, aș putea să spun în istorie, în istoria modernă. Pentru că puterea a fost împărțită după un algoritm în care să fie satisfăcut clerul musulman, condus de Ayatollahul Suprem, și puterea laică.
Ayatollahul controlează armata, justiția și educația. Deci sunt, practic, sunt existențiale și definesc, de fapt, personalitatea și individul. Da, asta se spune că este un stat teocratic. Este stat teocratic care și-a răsfrânt influența și controlul, inclusiv asupra portului femeii, asupra coafurii femeii și a înfățișării femeii. De aici martiriul, ultimul martiriu, pentru că de fapt vorbim de un șir de martire, de femei martire, este cazul Mahsa Amini, care a fost omorâtă pur și simplu, torturată și ucisă cu cruzime în beciurile poliției în Teheran, ea fiind curdă dintr-un oraș din Kurdistanul iranian, din Sarkez, doar pentru faptul că nu purta corect hijabul și îi se vedea o șuriță de păr. Da. Deci până aici merge controlul acestui segment religios care nu definește Iranul, care este un aspect al lui, dar este aspectul sumbru, este aspectul întunecat care pe noi ne sperie cel mai tare. Nu este deloc acesta Iranul. Aș vrea să vă întreb exact cum s-a ajuns la islamizarea Iranului, mai ales ținând cont că, în primul rând, ei nu sunt arabi, sunt o civilizație foarte veche, chiar o civilizație laică foarte veche, și trăim o tragedie, noi ca oameni, când am văzut niște poze superbe din anii 70 în Iran, cu femei și bărbați, în perioada în care se purtau cu plete, cu pantaloni evazați, cu o petrecere, erau total occidentalizați într-o lume occidentală și erau atât de frumoși și de liberi acei oameni. Și deodată o ruptură totală. Cum s-a ajuns ca Iranul, ca civilizația iraniană, să fie penetrată atât de puternic de religia musulmană și de puterea musulmană? Vă dau doar trei repere până ce ajungem la Revoluție și la tot ce s-a întâmplat și cum s-a schimbat, practic, ordinea interioară a Iranului. Deci un reper ar fi ce s-a întâmplat înainte de islamizare. Iranul a fost o țară cu o regiune definitorie pentru această civilizație, zoroastrismul, care de fapt este esența Iranului. Această esență nu s-a pierdut. Se răsfrânge inclusiv în forma religiei musulmane practicată de iranieni, în șiitism. Vedem aceste urme ale vechii religii. Le vedem în calendar, pentru că Iran e o țară eretică considerată de către restul musulmanilor. Ei nu au adoptat calendarul musulman. Ei au vechiul calendar zoroastrian, la păgân, al lui Zoroastru. De fapt, Zoroastru nu era chiar păgân. Religia zoroastriană, prin cele două spirite, spiritul bun, Ormuzd sau Ahura Mazda și Ahriman, spiritul rău, care de fapt este spiritul destructiv, este un spirit constructiv și unul destructiv, nu este considerată chiar o religie păgână, ci aproape abrahamică, aproape în rând cu cele trei religii monoteiste. Acest Iran a fost pur și simplu cotropit din sud, începând din secolul al VII-lea, al VIII-lea, și până la urmă a fost cucerit, dar spiritul zoroastrian n-a fost învins niciodată. La anii 700, Iranul nu era chiar o țară eminamente zoroastriană, pentru că intrase și creștinismul destul de adânc în Iran. Erau cam 40% deja creștini. Au fost biserici creștini, congregații, episcopii, mitropolii, erau nestorieni. Deci erau de credință nestoriană, era un curent foarte răspândit în Orient și Siria a fost o țară nestoriană, Siria a fost eminamente creștină când au venit musulmanii. Încetul cu încetul această lume s-a topit în magma lumii islamice, s-a radicalizat, dar radicalizarea a început foarte târziu, cam după 1500. Deci un reper foarte important este acest an 1500, în care până în acest an vom vedea libertăți neobișnuite pentru islam, inclusiv reprezentarea figurii umane în iconografie, în pictură, în artă, lucru care a fost interzis cam peste tot în restul islamului. În Iran vei vedea figuri umane care nu au putut fi distruse, ele sunt și acum există. Sunt monumente străvechi, păstrate, destul de bine și întreținute, impecabil unele dintre ele, mai ales cele abaside, cele ale lui Abbas cel Mare, adică nu perioada Abbasid arabă, ci perioada a lui Abbas cel Mare, în perioada
contemporană, să zic așa, cu Mihai Viteazu, al nostru, în care încă se reprezenta figura umană în arte. Apoi, încetul cu încetul, lucrurile au început să dispară. A apărut un cler foarte puternic, foarte rapace, foarte dornic de a repune și de a revigora vechile însușiri ale omului perfect musulman, un om care s-a tot închis, s-a tot închistat în sine, s-a tot acoperit cu veșminte tot mai cernite, au acoperit chipul femeii, n-au reușit să-l acopere de tot, pentru că femeia, din fericire, și-a păstrat chipul la vedere, atât doar că este obligată să poarte acel hijab, care este un fel de carcasă, de fapt, este un fel de echipament prin care ea este definită și izolată. Asta e misterul, cred că. Cred că este vorba și de, și de păstrarea celor, a acelei magii a femeii în lumea aceasta orientală. Din nefericire pentru felul în care vedem noi lumea, noi nu putem aprecia grozăvia dezgolirii unui antebraț sau unei glezne de femeie până la genunchi. Pentru că toate lucrurile acestea ar împieta asupra conduitei islamice și mai ales șiite și mai ales iraniene. Dar acolo ați dezgoli un braț, umărul este un sacrilegiu. Să-ți dezgolești umărul deja este sacrilegiu. Iar să-ți dezgolești glezna până la genunchi este de neimaginat. Deci cam aici s-a ajuns. Este vorba doar de o minoritate constituită din vreo 200-300 de mii de oameni. Deci această minoritate a turbanelor negre, care este considerată de intelectualii rafinați a Iranului, de elitele lor eliberate, care parte dintre ele trăiesc în Occident, este considerată ca urmașă a cotropitorilor musulmani, arabi, care n-au nicio legătură cu iranienii. Pentru că iranii în continuare sunt cei pe care ați invocat dumneavoastră. Cei cu plete, sunt femeile care purtau mini-jupă, femeile cu coafuri, bob, exact cum poartă actrițele europene, italiene și franțuzoice prin anii 60-70. Era moda aceea, bob, pe care o are Hertha Müller, ea a păstrat așa ca pe un vestigiu a celor vremuri romantice. De așa se purta în Teheran și în mai orașe ale Iranului, în Mashhad, chiar în Shiraz, în Isfahan, în Hamadan. Exact, iar ei erau manifestare a lor de apartenență la lumea, la lumea noastră, lumea, pentru că aspirațiile europene sunt mult mai puternice decât le putem noi evalua, ei se consideră europeni, prin indo-europenitatea noastră comună, iar noi, în particular, noi românii suntem și mai apropiați de iranieni, de două ori suntem mai apropiați. Odată că tracii erau veri primari cu iranienii în antichitate, și doi, pentru că tracii și getodacii au asimilat iranieni de-a lungul timpului până în coace, în epoca clasică dacică a lui Burevisa și a lui Decebal. Deci au trăit foarte mulți iranieni prin părțile noastre până în secolele 2-3-4. Numele de Iași, de exemplu, este iranian, știați? Este de la Iași. De la Iagizi, de fapt, care au fost o ramură a sarmaților, ca și roxolanii, ca și Alan, erau ramuri ale sarmaților. I-au trăit în Ungaria, i-au lăsat nume iraniene în toponimie, în hidronimie, în oronimie, numele de Zarand, de exemplu. Țara Zarandului sau munții Zarand, Zarand, în limba persană, înseamnă bătrân. Abrud. Abrud e o locuțiune care înseamnă apa râului. Ap este apă, rud este râu. Vedeți cum și seamănă aceste cuvinte cu cuvinte românești. Da. În farsi, în limba persană modernă, avem circa 2000 și ceva de cuvinte comune cu cuvinte din toate limbile europene, care sunt din totdeauna acolo. Nu sunt împrumutate sau lăsate de cineva. La stat se spune star, la mamă se spune madar, la tată padar sau fadar, la frate, bratar, la soră, doctor, nu vă aduce aminte de germană sau de, sau de engleză. Păi sunt 2000 de cuvinte comune ale noastre. Noi am asimilat iranieni până în secolele 3-4 înainte de Hristos. Aici au trăit în părțile noastre ultimul trib mare iranian, a fost tribul agatârșilor, care erau sciți și care au fost minerii din munții Apuseni, pentru că dacii extrageau nisip din aluvioni. Nisip era aur aluvionar, exploatau mai puțin filoanele de aur. Și aici au ajuns la un moment dat agatârși și cei purtători de tirs,
toiagul acela cu semnele puterii și au exploatat în Galeria Aurul. Dar noi am asimilat pe Agatărși. Ar fi penultima asimilare masivă, pentru că noi după aceea am asimilat în parte pe Alani și pe Roxolani, care au tot de neam sarmat erau. Deci de aceea zic că noi suntem de două ori avem sânge iranian. Odată prin sângele indo-european foarte asemănător, noi ca traci cu iranienii și cu port asemănător, pentru că acea căciulă tracică, țuguiată la vârf, numită bonetă frigiană la Revoluția de la 1789, frigienii la rândul lor erau dintr-un neam foarte asemănător și cu traci și iranienii. Deci noi suntem asemănători. Da, Tobostes erau povața purtătorii de... Tarabostes, da. Tarabostes. Da. S-a întâmplat ce s-a întâmplat la Revoluția aceea cumplită din 1979. A venit cine a venit, un om care nici nu vorbea persana corect, Rudolah Khomeini. S-a ajuns unde s-a ajuns, adică la cele forme primare ale islamului, obscurantiste, de fapt, și întunecate, s-a ajuns la aceste explozii sociale de neoprit, în care femeile, de fapt, au condus ostilitățile, cum s-a întâmplat în 2022, acum 2 ani. Eu am fost la un an, m-am reîntors în Iran la un an după răscoală, după revoltă. Am fost aproape convins că de data asta vor izbândi, dar știți ce au spus, de fapt? Și Armata Națională și Gardienii Revoluției, că murim toți, dar voi nu veți învinge. Vom distruge toate orașele, bombardăm, dar voi nu veți câștiga. Deci acolo s-ar fi ajuns. S-ar fi sinucis, dar nu ar fi cedat puterea. Acolo s-a ajuns. Atât de mare este fanatismul acestor oameni, care nu caracterizează, repet, Iranul. Iranul este o țară cu aceleași aspirații, doar că sunt ascunse. La ora asta lumea se ascunde în spatele zidurilor și gardurilor, sunt ca noi, beau, fumează, se distrează, se bea foarte mult în Iran, să știți. Eu am depistat un culoar de contrabandă a băuturilor alcoolice pe frontiera cu Irak. Am fost în Kurdistan, am văzut cu ochii mei cum se face contrabandă prin munții Zagros, care armata stă cu spatele. Adică nu văd ce se întâmplă. Se introduce foarte mult whisky din partea irachiană, a Kurdistanului irachian, prin orașele curte din Irak. Ei preferă foarte mult whisky-ul, mai ales tineretul studios, intelectualitatea, chiar clerul musulman bea whisky. Dar își fac și propriile băuturi. Este celebrul arak, rachiu de curmale, pe care l-am băut și eu în Teheran, în casă la oameni. Și fac vin, pentru că vița de Viena a fost stârpită. Sunt chiar zone viticole în Iran și acum. Și fac vinuri foarte bune. Și razul, soiul Shiraz, este din Shiraz, din orașul Shiraz. Deci este o lume subterană, este o paralelă. Este o lume subterană care trăiește chiar subteran la propriu. La propriu, da. Este un oraș lângă Teheran, se numește Karaj, un oraș de 2 milioane de locuitori, Teheranul fiind un mamut mai mare decât România. Teheranul are 22-23 de milioane de locuitori și aproape de Teheran e orașul Karaj, care este orașul unde fug cei care fac tot felul de sindrofii din asta, unde se și droghează și drogurile sunt aproape la liber prin părțile acelea. N-au dat și nouă în Iran, în mai multe locuri. Ne oferau droguri așa de plăcerea de a discuta cu un european. Și de fapt se înțelege cu autoritățile. Da, sigur. Cu acea putere, o parte a puterii duale, deci da, care este laică. Sigur că da. Deci puterea laică închide ochii, v-am zis, am văzut contrabanda cu ochii mei, am văzut cum trec peste frontiera cu Irakul, cu mașinile încărcate, erau lăsate până la portieră mașinile, atât de încărcate erau, care cărau o marfă anume în Irak și veneau înapoi cu... Eu am văzut când plecau spre Irak. Este păcat pentru că în orice credință și în orice religie e bine să... Ești învățat că e bine să nu minți și e bine să nu fii prefăcut și să nu fii ipocrit. Ipocrizia a ajuns în această lume, nu numai în Iran, dar vorbim acum despre Iran, o știință, o a doua religie și aproape o politică.
da. De viață. Da. Lor. Și pur și simplu... Susținerea la nivelul puterii. Deci pur și simplu nu recunoști ceea ce ești de fapt, ceea ce ești obligat să fii și la ceea ce ai ajuns de fapt. Nu recunoști chestia asta, deci nu se recunoaște oficial. Când aspirațiile oamenilor sunt aceleași. Și nu poți îngrădi nici libertățile și nici aspirațiile. Oricâte văluri ai încercat să pui tu pe chipul femeilor și oricât de stupide, de întunecate și de mortale ar fi legile, că sunt legi mortale, se ajunge la spânzurătoare, pentru mica toată au fost spânzurați tineri, zeci, sute de tineri după revolta din 2022. Și acum încă îi caută. Vreau să vă spun că urmele s-au șters de către experți, eu am văzut la un an după revoltă, nu am găsit decât într-un singur oraș niște inscripții uitate pe ziduri. Femeie, viață, libertate. A fost sloganul revoltei. Femeie, viață, libertate. Și ceea ce este foarte interesant este că acest spirit liber supraviețuiește în Iran spre deosebire de alte țări musulmane. Trebuie spus clar că Iranul nu trăiește după regulile și după normele țărilor arabe. Oamenii aceia au altă gândire, altă mentalitate. Nu este țară musulmană Iranul, nu? Da, mă credeți ce vă spun? Da. Mă credeți ce vă spun? Asta vă spun, să pui față în față, să zicem, un arab din Arabia Saudită și un iranian tot de religie musulmană, este o diferență foarte mare a modului de gândire. Oamenii nu respectă traiul musulman, modul de viață musulman. Nu-l respectă, nu merg la slujbe. Nu interesează, pur și simplu. Este o țară laică, Iranul. Exact. Este desacralizată din punctul ăsta de vedere. Nu se întoarce la vechea religie, pentru că e imposibil. Șahul, printre marile lui greșeli pe care le-a făcut, Shahin Shahul, Muhammad Reza Pahlavi Ariameră, el a vrut să întoarcă Iranul la vechea religie. De aici s-a tras, să știți, de la chestia asta. Înțeles. Pentru că vechea religie nu a dispărut, este a doua religie a țării, numai că e o minoritate care o practică. Zoroastrieni sunt foarte puțini. Oficial sunt 45-50 de mii de zoro, în tot Iranul de 80 de milioane. Și centrul lor spiritual este în orașul Yazd, care este situat chiar în mijlocul geografic al Iranului. E un oraș din 1001 de nopți, la propriu. Deci este cel mai autentic oraș pe care l-am văzut în tot Orientul. Este exact ca în povești. Tot e făcut din lut, tot este păstrat impecabil și restaurat cu mare știință și cu mare dăruire, pentru că iranienii sunt niște meșteri desăvârșiți ai detaliului și ai minuțiozității și ai artelor. Este un oraș în care apa e adusă ca peste tot în Iran, din munți, e adusă subteran ca să nu se evapore. Este o mare invenție. Părerea mea că este cea mai mare invenție după arc. Asta e părerea mea personală. Arcul fiind prima mare invenție a omului, care a scurtat distanța între stomac și creier, arcul, prin faptul că a modernizat și accelerat vânătoarea. A doua metodă este acest canat sau carez, care este sistemul subteran de aducțiune a apei din izvoare, din izvoarele montane. Acolo sunt munți înalți peste tot, care păstrează zăpada până vara. Și tot timpul va picura apă din ei. Și acea apă stoarsă, inteligent și genial, ajunge unde trebuie și este adusă prin pământ în orașe și în sate. Unele canate sunt lungi de 10 de kilometri, de regulă distanța este cam între 10 și 20 de kilometri. De aceea vei vedea tot timpul orașele iranene sunt lipite de munte, exact ca pruncul la sânul mamei, ca să aibă apă.